Dacă la începutul săptămânii vă anunțam că înscrierea echipei de fotbal CSR Cărneșalonul al treilea al fotbalului românesc este pusă sub semnul întrebării, ei bine, se pare că aceste zvonuri au devenit reale. Contactat telefonic, antrenorul echipei Alexandru Popovici ne-a confirmat astăzi că în urma negocierilor ce au avut loc s-a ajuns la un rezultat dezamăgitor. Situația financiară precară cu care se confruntă campioana județului Argeș nu se va putea înscrie în Liga a treia, rămânând în continuare tot în divizia D.